În vreme puțină, Ștefan a ridicat Moldova între țările mari ale lumii. Cu chipzuință și-a rărit boierii cei hicleni pentru a le face loc celor vretnici. A stat cu minte între craiul leșesc și cel unguresc până i-a venit lui bine și atunci le-a tăiat celor doi mâinile hulpave întinse către neamul și pământul moldovean. Caravanele negustorești urnite de la Suceava au ajuns mai întâi la noi, la Târgoviște, mai apoi la Leș și în jos către greci și chiar la turci. În astfel s-au strâns bogății mari și neamul valahilor moldoveni a prins a se bucura mai cu spor de strădanile lui. Toate le-a făcut Ștefan, încetul cu încetul, trudind ca o furnică, tăcut și fără făloșenie, și mai ales cu înțelepciune. Fără să bage de seamă, vecinii mai prieteni sau mai smintiți s-au trezit că Moldova de lângă ei nu mai e nici slabă, nici săracă, nici sperioasă. Curând o să vorbească și despre puterea de trăsnet a armiei voievodului Ștefan. Mare mirare o să aibă sultanul și craii când or vrea să izbească țara asta mică. Și tare mult sânge o să curgă. Îmi amintesc, l-am întrebat pe prințul pribeac și tăcut care era Ștefan cel de acum mulți ani, ce o să facă atunci când turcul o să vină să ia țara. A tăcut, s-a uitat o vreme în gol și din trupul său mic ce început să tremura, a răbufnit în afară răcnet de balaur. Să ia țara mea, să privească numai înspre Moldova, cam să izbesc de-au să sângereze și zidurile din Stambul. Tu nu știi, Vlade, ce înseamnă văzduhul Moldovei. Tu n-ai habar că în codrii noștri mai viețuiesc feți frumoși și zmei și cosânzene de din vremurile de început. N-am avut răgaz decât pentru planuri și pentru spaime de când ești la noi. O să te duc odată sus, pe Ceahlău, unde și-au făcut urieși și masă, sau dincolo, jos, lângă Ursoaia, de unde se vede Dunărea. Vlade, nu ai cunoscut încă basmele Moldovei mele. La noi e frumos și oamenii stare buni. Moldova, să văd numai cine va putea să-mi o ia.